Conte între primarul Chievului și președintele ucrainean pe tema pregătirilor de iarnă, după ce zilele trecute Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Vitali Klitschko că nu a făcut suficiente pregătiri pentru iarnă, edilul capitalei ucrainene i-a dat o replică președintelui ucrainean. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, i-a dat o replică președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la măsurile luate pentru a i ajuta pe locuitorii capitalei să reziste în fața întreruperilor de energie electrică. Am spus o deja, dar o voi spune din nou. Peste 430 de puncte de încălzire sunt instalate și funcționează în Kiev. Doar 3700 de oameni au apelat la ele, în principal pentru a încărca telefoane și alte gadgeturi. Aș dori să menționez că orașul a pus la dispoziție peste 400 de generatoare pentru funcționarea acestor puncte, a precizat primarul Chievului Vitali Klitschko într-o înregistrare pusă pe propriul canal de Facebook. Afirmațiile au venit după ce zilele trecute președintele Zelenski a spus că există multe plângeri cu privire la pregătirile de iarnă făcute în capitala Ucrainei. Edilul Chievului a caracterizat criticile drept manipulări nu vreau mai ales în situația actuală să intru în bătălii politice. E ridicol, am treabă de făcut, dar vreau să remarc că nu este nevoie de manipulare. Arată foarte urât, atât pentru ucraineni, cât și pentru partenerii noștri străini. Astăzi când toată lumea trebuie să lucreze împreună, încep niște dansuri politice, a mai afirmat primarul Chievului. De câteva săptămâni, rețeaua de electricitate a Ucrainei are tot mai multe probleme, în bună parte din cauza bombardamentelor rusești. Acestea au vizat centralele și au lăsat țara fără curent electric chiar în pragul iernii. De aproximativ o săptămână, președintele Volodimir Zelenski a promovat activ așa numitele centre de invincibilitate, înființate în toată Ucraina, menite să asigure căldură, apă, internet și semnal de telefonie mobilă.